Sâmbătă, Filarmonica Banatul Timișoara deschide porțile pentru Noaptea Alba a Muzeelor. În program sunt incluse tururi ghidate care se vor desfășura atât la sala Capitol cât și în Grădina de Vară. Între orele 22.00 și 15 sunteți așteptați să descoperiți povești nedite din culisele instituției, să admirați Cartea de Aura Filarmonicii, un tezaur de semnături ale marilor personalități din lumea muzicală. Programul include o serie de momente artistice, precum fragmente muzicale celebre din The Lion King, Aladdin, Curtea Junglei, interpretate la violoncel, flaut, oboi și pian. Filarmonica Banatul Timișoara se alătură în premieră instituțiilor culturale care sărbătoresc noaptea alba muzeelor. Toate evenimentele sunt cu intrare liberă.